Ei, bună seara, litiri spectatori! Andreea Bolocană, Bolocanini, Boloca Pacini Focace, mă numesc. Suntem în orașul Mestre. Asta e un fel de zonă de focșani industrială a Italiei, foarte frumușel, simpatic aici, te plimbi, puțin te temi. Mi-a plăcut, am văzut domni, domnișoare în ștrand, care propuneau ceva substanții, dar am refuzat. Acum ne plimbăm în centru istoric, se numește Clădirea Străduța Îngustă, cu ceva moldoveni acolo care se rușinează. Dar unii nu se rușinează, se întorc cu fața, foarte bine. Tocmai finalizat spectacol de comedie umoristică, care s-a adeverit a fi unul chiar foarte profitabil. 2 lei! Și gata, 2 lei, atât, nimic mai mult, înțelegi că trebuie să întins, dar acești 2 lei, bineînțeles, sunt însoțiți de mișcare. E rupit din rulon? 2 lei! Deodată îți dai și hârtiuța. N-a vsea chiși pașar. Clar că acea hârtiuță nu-ți ajunge decât pentru lacrimi, dar... Și deja s-a schimbat privirile celor din jur, uitați-vă, domnișoarele. Albertina cu Giacoretta, ma buongiorno a tutti. Ele au înghețat când am aflat ce talentat sunt eu. Fetelor, la revedere! Acum noi ne plimbăm printr-o zonă renumită pentru tinerii studenți. Tinerii studenți învață bine la școală și au voie să bea câte o pivă seara. Ce îmi place mie în Italia? Că este foarte călduț. O, aici a trăit renumitul Înger San Paolo. Uitați-vă, căsuța lui. Mai departe observăm clasa muncitoare. Clasa muncitoare, ziua mea zi mare, deja muncește. Nu facem haz de necaz că și Valeria Mânzat a ajuns unde a ajuns. Acum noi suntem în piața San Marco, faimoasă piața San Marco. Aici italienii sunt destul de necivilizați și încă n-au reușit să facă o stradă. Din păcate, tot este pietonal, tot este pentru oameni. Asta e marele meu regret. După mine, o mașină costă mult mai mult decât viața unui om. Italienii încă n-au înțeles asta, se vede lipsa de cultură. După cum am mai spus, focșani. Aici se termină ghidul nostru, ghidușiu, pentru că urmează să consumăm alcool. Iar odată cu consumul începe... Hello! Hello! Ora, prietenul! Diaspora găgăuză în Mestre. Salutare! Genis Vagim! Genis, Genis Vagim! Genis, Genis Vagim! Penis Vagin, Penis Vagin a dat rezultat. Penis Vagin, Penis Vagin, sincer recomand. Piesă despre Denis și Vadim. Mulțumim frumos! Se încheie turul nostru. Vă pupăm. Iată și vinul se apropie. Nu-i vin, e șpriț. E șpriț, 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 șpriț. Șpriț, da. Șpriț. La Bălțăc spui șpriț înseamnă altceva. În Italia, asta înseamnă... Salutări la Bălț! E primarul pe Skype, mă grea. Hai, noroc! Și tot! Băi, gata, ne apucăm să bem, hai! La publica au transmis o știre, apropo, super faină! Sunt la genunchi? Au zis că tu ai primit salariu azi! Băi, da, da! Salariu până la genunchi! Prieteni, adevărul sincer și curat e că eu v-am adunat aici pentru un motiv special. Pe data din 1 a fiecărei luni, noi la Montreal plătim chiria.